Puterea știrilor s-a mutat pentru o zi la Ministerul Economiei. Domnul ministru Virgil Popescu ne-a primit astăzi în casa lui și îi mulțumesc pentru găzduire. Bună ziua, domnule ministru! Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și bun venit la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Cum arată o zi din viața ministrului Virgil Popescu? Cât de mult s-a schimbat viața dumneavoastră în ultimele două luni? O spun că s-a schimbat substanțial în ultima lună. Practic ieri, întreg guvernul României a împlinit o lună de când a depus jurământul și evident și viața mea s-a schimbat. Practic, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, politicile economice, totul a trecut în prim planul activității mele profesionale. Mă trezesc dimineața pe la 6, pe la 8 fără ceva, 7 jumate, 8 fără ceva, plec spre minister și când plec înapoi acasă, e întuneric de mult, 9-10, se face târziu și dimineața o iau din loc. Sunt întâlniri peste întâlniri, discuții cu colegii din minister, discuții la guvern, discuții cu companiile. Astăzi am avut o discuție cu întreg sectorul energetic, o discuție foarte bine, foarte bună. Practic, încercăm să punem în aplicare și vom reuși să punem în aplicare programul de guvernare și să facem ceea ce am promis că vom face. Ce vă așteptați să găsiți la minister și ce ați găsit? Sunt în continuare, după o guvernare social-democrată. Sunt în continuare în evaluarea situației, pentru că gândiți-vă, nu știu cum este în celelalte ministere, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a reunit practic 4 ministere. Avem aici Ministerul Economiei, tot aici în aceeași clădire Ministerul Comerțului, Mediului de Afaceri, IMM-ului, Antreprenoriatului, avem Ministerul Energiei și avem și Ministerul Turismului. Deci treabă mai multă de făcut. Treabă foarte multă de făcut. Am găsit multe probleme nerezolvate. Am găsit mici bombițe. După cum știți, în prima zi de guvernare ne-am trezit cu problema mineilor din Valea Jiului, pe care vechiul guvern a lăsat-o complet nerezolvată de un an de zile. Minerii au blocați în subteran. A fost prima ordonanță de guvern dată de guvernul Orban. Noi am lucrat-o la Ministerul Economiei foarte repede și am aprobat acele sume compensatorii pentru încă 2 ani de zile pentru completarea veniturilor, pentru încă 2 ani de zile pentru mineri. Era pe o schemă de ajutor de stat și era normal, fi notificată la comisie și acceptată, era normal să fie dată. N-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată, mai ales că ulterior au început să-mi spună liderii de sindicat din Valea Jiului că aceeași ordonanță pe care noi am dat-o primise aviz negativ de când el a fost un guvern PSD de la Ministerul de Finanțe, nu o să înțeleg niciodată de ce și-au bătut joc de oameni. Asta a fost prima măsură. Am avut una după alta, așa. Blocați minerii de la sare. Mucați minerii de la sare în subteran pentru că... Au fost acele zile de grevă. Zile de grevă, da. Zile de greză, pentru că un consiliu de administrație unde ministerul este majoritar cu 51% și fondul proprietatea cu 49%, aproape în unanimitate, hotărâseră că nu le mai dau voucheră de vacanță. Dar atâta timp cât le aveau bugetate în bugetul de venituri și cheltuieli puse, în bugetul executat, practic, nu era normal și nu era legal să nu le dea oamenilor voucherele de vacanță. A trebuit să am discuții cu fondul proprietate aici, am avut discuții cu Consiliul de Administrație și într-un final, am în 2-3 zile, cu reprezentanții sindicatelor de la sare. Deci riscam pentru o încăpățânare și pentru niște orgolii din interior și din exterior să care Societatea Națională a Sării să piardă contracte de export și să piardă contractele cu Compania Națională de Administrare, de administrare a drumurilor naționale. Era o situație, a fost o situație limită, două situații limită, practic. Ne-am întâlnit exact în prima săptămână de guvernare, primele două săptămâni de guvernare. Deci ați intrat în pâine. Una după alta au venit așa. Zic că cu calm le-am rezolvat. Și după care au început să fie altele mai puțin presante, descoperim pe zi ce trece oameni trimiși la post care n-au ce să caute trimiși la post prin exterior, descoperim contracte de achiziții, descoperim, o să facem o evaluare exactă a ministerului, suntem aproape de final, dar lucrurile sunt, a fost
acel scandal cu Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului. Ați văzut, toată lumea s-a supărat fostul președinte pentru că a fost schimbat. Nu înțeleg de unde și până unde trebuia să rămână în funcție. S-a schimbat guvernul, dânsul avea o funcție de demnitate publică, cu rang de secretar de stat. Premierul a decis să le libereze din funcție. Ați schimbat întreaga conducere a ministerului, întreaga structură? Practic, secretarii de stat și-au dat demisia împreună cu cabinetele lor destul de repede și cei care nu și-au dat demisia au fost demiși de către prim-ministru. Am pus în dezbatere secretarii generali, 80% din secretarii generali și ai ministerului și ajunți au fost schimbați de către premier. Și practic am pus în dezbatere publică, cred că primul minister care a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern cu privire la reorganizarea ministerelor. El se află în dezbatere publică, a avut loc și dezbaterea publică, trebuie să stea 30 de zile în dezbatere publică, în jur de 14 decembrie, cred că 14 se termină cele 30 de zile și vom pleca cu hotărârea spre aprobare în guvern. Structura finală va avea, exact cum am spus și în programul de guvernare, va avea din 13 secretari de stat, 8 secretari de stat vor rămâne și din 8 secretari generali ajunți și 12 sau 14 secretari generali ajunți, cât să aveau cele 4 ministere, mai rămâne un secretar general și 4 secretari generali ajunți, care fiecare din ajunți se va ocupa de câte un minister în parte. Între timp s-a mai numit un secretar general adjunct care va coordona și coordonează în momentul de față Ministerul Energiei, pe doamna Geta Gavrilă, și suntem în prim proces de finalizare a organigramei pentru a putea o promova în guvern. Acum vreo două zile am demis președintele Agenției Nucleare și Deșeuri Radioactive și vicepreședintele. Mi s-a părut strigător la cer ca pe un domeniu sensibil nuclear al României, strategic, să pui o persoană, chiar dacă era președinte al PSD Covazna, nu mă deranja acest lucru, dar să pui o persoană care avea experiență în ape minerale, a lucrat la Borțeni, iar vicepreședinte o persoană de la Constanța care s-a ocupat de deșeurile menajere. Totuși, deșeurile nucleare, agenția nucleară e mai mult decât ceea ce au crezut cei dinainte, ceea ce a crezut Partidul Social Democrat și ministrul Bădălău. E o zonă strategică, iar eu am spus că sunt două priorități naționale strategice în România. În momentul de față sunt mai multe, dar pe două ne vom axa. E vorba de energie, unde avem și componenta nucleară, și e vorba de industria de apărare, care a fost până acum văduvită și eu sper să reușesc să o pun pe picioare. Și mai am un proiect de suflet pe care vreau să-l termin, să-l startez până la finalizarea acestui mandat, pentru că este un proiect mare și până acum niciun guvern nu a reușit să-l facă. Este vorba de industria cuprului, acolo unde în programul de guvernare am și scris și unde mă voi ține să fac, să reușim să reîntregim în România lanțul de producție și fabricație, să nu mai importăm produse finite din cupru pentru întreaga industrie românească și să reușim să facem în România la început lingourile de cupru, după care să trecem și mai departe la zona de componente de cupru, de fire de cupru și alte lucruri necesare în industria automotive, care e o industrie foarte dezvoltată în România și care le importă în momentul de față. Ați atins dumneavoastră la început un subiect delicat, situația minerilor, situație cu care v-ați confruntat încă din primele zile ale preluării mandatului. Avem două companii mari energetice de stat, vorbim aici de Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Hunedoara. Știm că Complexul Energetic Hunedoara este practic în insolvență. Da, chiar zilele trecute. Complexul Energetic Hunedoara a intrat în insolvență, în procedura de reorganizare. Dar ce trebuie să știți este că înainte de a fi dat acest guvern jos, în Parlamentul României s-a aprobat în plen și în Comisia de Industrie, acolo unde eu am depus un amendament, și acest amendament își dovedește 1000% utilitatea în momentul de față, un amendament la ordonanță 60, era numărul ordonanței, prin care activele energetice din companiile care au datorii la ANAF pot fi luate în dare plată de către ANAF și cedate Ministerul Energiei, așa era trecut acum Ministerul Economiei, pentru a putea fi repuse în
în circuit și pentru a putea fi repuse pentru a produce energie electrică. Eu am amendat acest proiect de ordonanță în Parlament, în Comisia de Industrie și am introdus amendamentul. Este foarte simplu, numai că am avut așa, să zic, o viziune. Dacă complexul energetic Hunedoara, până când se aplică această ordonanță, ajunge în insolvență, nu va mai fi. Acolo se aplică alte legi și nu se poate aplica această ordonanță. Și amendamentul meu a fost foarte simplu și a fost aprobat în unanimitate. A fost ca ordonanța 60 să aplice conform legii și societăților aflate în insolvență. Guvernul scăpase acest simplu... Deci inclusiv complexul Hunedoara. Complexului energetic Hunedoara. Insolvență care s-a declanșat ulterior. Practic, în programul de reorganizare, administratorul judiciar și administratorul special pe care ministerul l-a numit, va trebui să facă un plan de reorganizare care să cuprindă în baza ordonanței sageți promulgată de președinte. Cred că cu o săptămână a fost promulgată de președinte, sau 10 zile, să cuprindă luarea în contul datoriei de către ANAF cu aprobarea adunării creditorilor acestor active eficiente, energetice eficiente, care produc practic energie ca și active și date Ministerului Energiei, care le va pune înapoi în circuit. Am înțeles că de la Consiliul Județean Deva sau de la Primăria Deva se solicită, și o să vedem, o să vorbim cu fiecare, ca să preia o parte din active pentru asigura încălzirea populației. Nu avem absolut nimic împotrivă. Partea de la Paroșeni va fi o companie separată. Evident, împreună cu minele care mai sunt viabile, pentru că din minele, din totalul de 6 mine care sunt pentru exploatarea Huilei, 2 sunt în închideri Valea Jiulilor și acolo sunt în compania de închideri Valea Jiulilor, sunt într-un program de închidere de mine. 2 sunt în complexul energetic Hunedoara în închidere de mine și acolo mai avem niște probleme cu privire la stocul de huilă și va trebui să luăm o hotărâre cât de curând să trimitem o notificare la Comisia Europeană pentru că există risc de autoaprindere a cărbunelui de acolo și programul de închidere de mine va trebui să continue pe perioadă mai lungă până când vom reuși să lichidăm întreg stocul. Va trebui prelungită și 2 sunt încă viabile în care se scoate cărbune pentru activele energetice care vor funcționa și vor produce energie electrică. Acest lucru era vital pentru sistemul energetic pentru că asigură rezervă de capacitate și de producție pentru programul de iarnă. La complet. Ce se întâmplă cu minerii de acolo? Minerii sunt fiind într-un program de închidere, pentru cei care sunt în programul de închidere de mină, pentru ei am aprobat încă 2 ani de zile acele venituri de completare. Practic, pe perioada aceasta de 2 ani de zile și dacă pentru celelalte 2 mine la Hunedoara se va considera că de comisie și se va aproba prelungirea programului, vor avea veniturile asigurate în perioada aceasta. Ei vor trebui deci vor avea salarii compensatorii? Venit de completare, nu salarii compensatorii. Sunt venit de completare. Un venit lunar timp de 2 ani de zile. Vor avea pentru cei care au fost disponibilizați, cei care lucrează în închideri de mină în continuare, că se lucrează, vor fi plătiți, după care vor avea și ei. Practic am avut grijă de tot. La complexul energetic Oltenia, în schimb, lucrurile stau mai bine din acest punct de vedere. Nu vorbim de mine pentru că sunt cariere de suprafață, dar acolo se e problema certificatelor de CO2. Practic, influența acestor certificate de CO2, al căror preț a crescut foarte mult de la un 7 euro la 26 de euro într-un an de zile, pune o presiune pe prețul energiei electrice în întreaga România. Practic, CO, datorită acestor costuri, are un preț foarte mare al energiei electrice. Prețul foarte mare al energiei electrice e considerat preț de referință de către ceilalți și tot se ridică prețurile ca să vândă la un preț mare sub prețul lui CO. Practic asta produce o repercusiune mare în piață și ne lovește în competitivitatea industriei românești. Am avut foarte multe discuții cu companii consumatoare mari de energie care toate ne-au spus acest lucru. Nu o să mai putem rezista cu această problemă și nu o să înțeleg niciodată de ce vechiul guvern nu a luat o măsură compensatorie pentru industria românească mare consumatoare de energie electrică, pentru că există aprobat de către Comisia Europeană în 12 state o schemă de ajutor. Poate au fost și alte interese, credeți? Nu dau seama, eu cred că mai mult prostie și necunoaștere decât alte interese. Aș vrea să cred totuși că nu de bună știință vrei să-ți distrugi industria românească. Există bani în fondul de mediu pentru
acest lucru. Există bani în fondul de mediu care se strâng din certificatele de CO2, din vânzarea certificatelor de CO2 și o parte din acești bani se pot întoarce pentru a ajuta companiile mari consumatoare care au plătit acești bani. Practic, ar fi ca un fond, așa, gândiți-vă, de solidaritate, din care, la momentul oportun, când ai nevoie, ajunge. Această schemă e gândită, există ghid al Comisiei Europene, deci e mai mult tehnic decât doar că nu ne-am folosit. Doar că nimeni nu s-a aplicat asupra acestui aspect. Și culmea e că sunt bani în fondul de mediu. Dar nimeni nu s-a gândit la acest lucru și noi vrem să facem acest lucru. În paralel, este clar că CEO nu mai poate funcționa așa. Ieri chiar am semnat un memorandum pe care l-am trimis Ministrul de Finanțe cu un parcurs, cu o foaie de parcurs pe care CEO și-a asumat-o, în care până la sfârșitul acestei perioade de până în 2026, parcă va trebui să scadă emisiile de CO2 de la 0,9 la 0,6, vor trebui să-și facă un parc de energie regenerabilă, și-au propus că-și facă un parc de solare de 300 de megawatt pe vechile halde de cărbune, în paralel cu trecerea unor unități de producție, unor grupuri pe gaz, din cărbune pe gaz, astfel încât și o restructurare a companiei, astfel încât în urma acestui program CEO să poată deveni rentabilă, pentru că nu putem, ok, ajutăm. Îi ajutăm și cu o schemă de ajutor de stat, o să încercăm, negociem comisia pentru certificatele de CO2. Dar nu merge numai așa, trebuie și CEO la rândul ei să se restructureze și să treacă, să-și mute o parte din mai mult din producția de cărbune pe energie regenerabilă, pe gaz. Deci soluții sunt. Soluții sunt, dar trebuie să ne ținem și inclusiv astăzi am spus directorului de la CEO, domnului Bozac, că eu o să-și urmăresc și a spus că face acolo în acel memorandum, pentru că dă bine, foarte bine pe hârtie, dar nu vreau după ce am împrumutul pentru CO2 să rămână la nivel de împrumut. Vreau să urmăresc ca să-și facă întreg programul care a propus să-și-l facă, că e un memorandum, după părerea mea, și un program ambițios, bun, care poate fi pus în aplicare, dar... O să aveți o vizită de lucru acolo? Evident. Nu uitați că eu sunt din Turnul Severin, CEO la Târgu Jiu, e la 80 de kilometri. Hidroelectrica, principalul producător de energie hidro din România, are cele două mari hidrocentrale, Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2, în Turnul Severin. Adică ei trebuie să înțeleagă, companiile ăștia, directorii, că de mine se vor lovi și când sunt acasă. N-au încotro și când sunt acasă în Turnul Severin. Și mă voi ține ca fiecare să-și aplice programul care au promis că îl fac. Cât de pregătită este România din punct de vedere energetic pentru această iarnă? Iată, suntem la început de decembrie. Cum stăm cu stocul de cărbune? Practic am intrat în iarnă. Am intrat în iarnă, exact. 1 decembrie, să zic așa, am intrat în iarnă. Încă vremea, încă Dumnezeu ține cu noi. Vremea nu este încă friguroasă, dar să știți, stocurile de gaze sunt la limita maximă. Problema la gaze, nu e la stocurile de gaze, cât la capacitatea maximă de extracție pe care o avem de a scoate din depozit, cu toate că avem peste 3 miliarde de metri cub, noi mai mult de 28 de milioane pe zi nu putem scoate și în zilele friguroase, ca să nu avem import, ar fi bine să putem scoate 40-50 de milioane de metri cub, dar nu s-au făcut investiții în acest domeniu și în urmă cu două săptămâni am chemat și RomGaz și DepoGaz și eu zic că am reușit ca să înțelegeți, DepoGaz este 100% deținută de RomGaz, dar între DepoGaz, care ar fi copilul lui RomGaz, exista așa o râcă, ca să urmeze. Așa, nu am înțeles de ce, le-am tot explicat că sunt până la urmă aceeași companie, au deținut 100% din ea, să nu se gândească că înstrăinează ceva, că tot ei dețin. Au înțeles și au promis că vor rezolva problema în prima adunare generală a acționarilor și vor porni investițiile în depozite, pentru că ele trebuie pornite, să retehnologizăm depozitele, să ajungem în câțiva ani să scoatem, exact cum v-a zis, 40-50 de milioane de metri cubi pe zi din rezerva de gaze. Altfel, stăm cu gaze în pământ și nu o să le putem scoate, iar 28 de milioane scoatem la început, după care nivelul de extracție, de extragere din depozit scade spre 15 milioane de metri cubi. Dar pentru aceasta iar nu suntem asigurați? Eu zic că cu Transgazul și-a făcut treaba și are capacități și-a mărit capacitățile de interconectare și nu cred că vom avea probleme cu gazul în această iarnă și sper să nu avem probleme nici cu energia electrică. Stocul de cărbune,
au asigurat toți că este, și l-am văzut, că este în pestele ce a propus ANRE-ul prin, și guvernul vechi prin acea hotărâre de guvern. Și de la Hidroelectrică au spus că rezerva de apă din lacurile de acumulare este cu mult peste nivelul impus prin hotărârea de guvern. Deci, teoretic, n-ar trebui să avem probleme. Evident că trebuie monitorizat continuu și trebuie avut grijă ca să nu se întâmple accidente. Într-o situație limită în care nivelul de producție de energie electrică nu va acoperi împreună cu importurile consumul intern, există o procedură foarte clară, stabilită prin hotărâre de guvern, se vor opri marii consumatori într-o anumită ordine, dar eu sper să nu ajungem acolo. Deci există oricum și un plan B. Există și plan B, deci nu cred că vom ajunge la nivelul acela, nu dau seama de prognoză că banii se spune că va fi o iarnă ok, banii se spune că va fi o iarnă polară, deci contează foarte mult și ce se întâmplă cu vremea în această perioadă, dar noi suntem pregătiți să intervenim fără nicio problemă și inclusiv cu Elcenu am vorbit, a fost prezent astăzi la întâlnire și mi-a zis că ei sunt asigurați și contractele cu Romgaz sunt pregătiți să asigure gigacaloria și curentul electric, kilowattul pentru bucureșteni. Problema mare la București rămâne în continuare rețeaua de distribuție care am văzut în care ce stare este. Care este ciuruită este și care va necesita să facă ceva primăria, deci până la urmă va trebui să investească masiv în rețea, pentru că trecem iarna asta, dar mai vine o iarnă, mai vine o iarnă, mai vine o iarnă. Să vedem cum trecem și iarna asta, că în București deja sunt... Bucureștenii încă sunt... Da, sunt probleme mari în București și trebuie făcut ceva. Și dacă noi, Ministerul, ne vom ocupa de Elcen și să am grijă ca și Elcen nu se intre într-un program de modernizare, sper să iasă din reorganizarea aceasta și reorganizare în care a fost introdusă tot de Radet, care nu și-a plătit datorile, că este principalul datornic la Elcen. Va trebui să modernizăm și noi centralele de la Elcen, pentru că sunt unele din 64, din anii 70-80, adică totuși tehnologia a mai evoluat și lumea trebuie să ne schimbăm. E clar că trebuie. Evident că ca peste tot în sectorul energetic nu s-a investit, nu sunt investiții noi. Iar principala prioritate a mea în acest mandat, că este de un an, că va fi de un an plus 4 ani, va fi să reușesc să startez investiții noi în producția de energie electrică. Fără investiții noi, să știți că România nu se poate dezvolta și vom avea în fiecare iarnă probleme. Am văzut recent că frații Nicula au pus sechestru pe acțiunile nucleare, Electrica și Compet. Ce se întâmplă mai departe? Frații Nicula au avut un proces și au în continuare un proces cu Ministerul de Finanțe, deci nu au avut cu noi sau cu companiile pe care statul român le deține prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Un proces pe un ajutor de stat. Cred că acest proces nu a fost încă finalizat și Ministerul de Finanțe a câștigat suspendarea executării prin ordonanță președențială. Între timp, un executor judecătoros zelos s-a apucat să pună așa popriri pe contul Ministerului de Finanțe, popriri pe conturile Romgaz, asta n-a spus, popriri pe conturile nucleare electrică, popriri pe acțiunile deținute de statul român la Petrom. Ce era normal? Nu, normal că nu era normal. Deci, practic, cere aceea sumă pe care statul român ar datora, o cere de la toate companiile. Este și la Ministerul Transporturilor, pe companii din cadrul Ministerului Transporturilor. A fost un exces de zel al sectorului judecătoresc. Eu mă bucur că piața și oamenii din piață nu au reacționat și am văzut că riscul era ca pe bursă prețul acestor acțiuni să scadă. Ori n-au scăzut. Oamenii au înțeles că e mai mult așa o acțiune. A fost o acțiune de PR a fracțiilor Nicula să arate că ei sunt hotărâți să-și recupereze datoria și normal, dacă statul român a greșit, trebuie să le plătească datoria, dar nu. Parte în proces a fost Ministerul de Finanțe și nu acțiunile sau companiile care sunt deținute de stat prin Ministerul Economiei, Mediului de Afaceri, Energiei și Mediului de Afaceri. Eu sunt convins că toate conducerile companiilor vor ridica acele sechestre puse. Din câte am înțeles, de exemplu, directorul de la Nuclear Electrica mi-a explicat că titlul executor a venit la Nuclear Electrica exact după ce s-a pronunțat suspendarea executării. Adică unele sunt făcute, se vor pierde din stat, că sunt făcute
în contrar principiilor legale. Deci nu poți să pui un sechestru sau un titlu executoriu la o companie după ce o instanță ți-a ordonat suspendarea executării. Dar a fost o acțiune zeloasă a unui executor, evident, împinși probabil la spate de frații Micula, care au vrut să arate despre să pună o presiune pe mine. PR, da, mult. Ca să vă pună o presiune. Evident că războiul între Ministerul de Finanțe sau meciul între Ministerul de Finanțe și Dăncis este în instanță și Ministerul de Finanțe este parte în proces. Noi nu suntem parte în proces și nicio companie a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nu este parte în proces. Se discută intens și am văzut câteva reacții acide din partea social-democraților pe privatizarea hidroelectrică. Care este stadiul privatizării, da, listării pe bursă a hidroelectrica și ce beneficii ar aduce privatizarea hidroelectrică? Deci domnii aceștia de la PSD ori știu, ori nu știu, ori să facă, nu știu. Păi, socialdemocrații au demarat această procedură printr-o hotărâre de guvern, cred că în primul este era domnul Tudose, evident nu mai e socialdemocrat acum, nu mai e în Partidul Socialdemocrat, dar mulți oameni din acel guvern sunt în continuare în... Și eu zic că este o decizie bună prin care se dorește listarea la bursa unei părți din hidroelectrică. În acea hotărâre de guvern se spunea că până la 20% din hidroelectrica se poate să se listeze pe bursă. Eu zic că este o acțiune prin care hidroelectrica capătă bani prin această listare la bursă, capătă bani pentru a-și face proiecte noi de investiții. Uitați că Hidroelectrica participă la achiziția CEZ-ului, Hidroelectrica are proiecte de investiții majore în România și Hidroelectrica este unul este una din companiile mari ale deținute de către statul român majoritar, care poate aduce un plus în industria energetică românească. Eu zic că această metodă de a atrage bani prin listare pe piețele centralizate pe burse este o acțiune benefică, este o acțiune pe care noi liberalii am îmbrățișat-o, pentru că este până la urmă o acțiune liberală și cred că o vom duce cu certitudine, o vom finaliza în viitor. Deci e un proiect al PSD-ului susținut? Nu știu dacă ar fi neapărat al PSD-ului, dar guvernul PSD, cofiul Ofrivucei de la ALDE, care erau parteneri sau nu, un guvernul PSD s-a aprobat acest lucru. De aici, dar de acum că e la PNL, nu se mai... Acum, noi l-am pus în programul de guvernare pentru că este și o idee mai veche a noastră să listăm mai multe companii, printre care și Hidroelectrica și probabil ne vom amita și către alte companii, să listăm la bursă și ați văzut și declarația premierului că se gândește la același lucru. E un proiect foarte bun. Nici vorbă, că de aici am auzit anumiți colegi din Parlament Social-Democrat că vin de Hidroelectrica. Inclusiv ministrul Bădălău, parcă la audieri, mi-a spus că, vezi, mai bine să furați, parcă așa a fost exprimarea, că s-a furat din Hidroelectrica, mai bine să furați decât să o privatizați. Noi nu furăm. Dacă au furat ei, ok, treaba lor, noi nici nu o privatizăm, noi vrem să listăm la bursă. Este cu totul și cu totul altceva, o acțiune, o parte din Hidroelectrica, un pachet minoritar, să-l listăm la bursă, să ieșim pe piața bursieră, Hidroelectrica să capitalizeze cu mai mulți bani și să face investiții. În rest, statul român va rămâne acționar majoritar în Hidroelectrică. Deci nu avem motive de îngrijorare. Nu, niciun motiv. Ba, din contră, de bucurie că obține niște bani pentru investiții. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre programul Startup Nation. Sigur. Știu că dumneavoastră recent ați afirmat că guvernul va debloca plățile. Era o problemă la plățile pentru programul Startup Nation. Ne-am asumat acest lucru în programul de guvernare și v-am spus că ceea ce spunem și facem. Minister, la capitolul bugetar al Ministerului Mediului de Afaceri, Comerțului și IMM-ului nu era niciun ban prevăzut. Ministrul dinainte, Radu Oprea, practic ceruse să se cumână dânsului către Ministerul de Finanțe să-i fie luate cele 100 de milioane credite de angajament, iar Ministerul de Finanțe i-a luat și încă 232 de milioane credite bugetare. L-a lăsat cu 0 lei la Startup Nation. Asta ce a însemnat? A însemnat nu numai că nu se puteau face plăți pe programele începute de către Ministrul Oprea și de către PSD și oamenii erau disperați, dar nici nu se puteau lansa alte proiecte. Pentru că neexistând un credit de angajament barem care să permită... Și era un blocaj. Era un blocaj complet. Eu am convins Ministrul Finanțelor și ne-a alocat 300 de milioane pentru plăți, credite bugetare ca să putem plăti proiectele
de conturile la proiectele începute, pentru că oamenii erau deja disperați, sunau pe la minister, întrebau ce se întâmplă cu Startup Nation, ce se întâmplă, luaseră credite, punte, băncile veneau și mai erau un pic și executau. Și practic, un așa zis program de succes pe care cei de la PSD îl clamau, îl ajungea să fie falimentat de însuși guvernul PSD, pentru că le-a tăiat finanțarea din buget. Am alocat acești bani să fac plățile la Startup Nation, dar pentru o perioadă de în ultima lună, nu mai pot să spui că lansez în ultima lună programe noi, mai mult, noi am spus că vrem să regândim acest proiect Startup Nation, vrem să-l ținem pentru anul viitor. Dar deci să... va exista și o continuare, evident, a programului. Dar nu va mai exista așa cum au fost obișnuiți, că dacă ai salariați mulți și ții 2 ani, vei primi puncte mai multe, pentru că noi nu credem în viabilitatea acestor proiecte, ci îl vrem orientați pe eficiență antreprenorială. Adică acele firme să le vedem, să le urmărim, că își continuă activitatea și după, nu după 2 ani de monitorizare se închid. Și nu mai vrem să vedem firme și proiecte de Startup Nation care se vând pe OLX. Deci un risc reputațional mai mare decât ca să vezi că un program care zici că este pentru antreprenori ajunge să vadă și numai, și am văzut zeci, poate chiar sute de anunțuri pe OLX, să vezi că acele afaceri se vând pe OLX, mi se pare un risc reputațional pentru un guvern, mi se pare practic un eșec al acestui program. Eu nu vreau ca pe timpul mandatului meu să am acest lucru și probabil în criteriile de eligibilitate care le vom pune va fi inclusiv acest risc reputațional, să-l minimizăm, să nu se mai întâmple acest lucru. Vom gândi, vom avea bani prevăzuți în bugetul anului 2020 și vom gândi grila de punctaj a cererilor de finanțare în așa fel încât să urmărim aceste două aspecte care vi le-am spus. Domnule ministru, eu vă mulțumesc că ne-ați primit astăzi în casa dumneavoastră și de ce nu mai așteptăm și oricând, alte... Știți că vin cu plăcere la dumneavoastră. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.